Sălăgeanu. O deviere pe spate, Caue, gol! Gol! Fece Vaslui în minutul 94, ce execuție! Partida cu gaz metan Mediaș a reușit să-l copleșească pe tânărul antrenor. Cu toate acestea, Ionuț Moșteanu a fost mereu încrezător că elevii săi pot să obțină egalul. Am avut emoții. Cum ați caracterizat acest punct scos? În această seară am câștigat un lucru esențial pentru noi ca și grup. Am câștigat o echipă și chiar îmi pare bine că am reușit să scoatem și rezultatul de egalitate. Din punctul meu de vedere, în momentul în care a fluierat arbitru, atunci se termină jocul. Deci n-a fost în afara timpului. Gazdele au avut însă la finalul partidei și comentarii asupra modului de arbitrare. A arătat 3 minute, dar de fapt au fost 3 minute 50. Nu vreau să comentez mai mult, dar puteam să câștigăm cele 3 puncte. Nu-mi convine că am pierdut cele 2 puncte pentru că și așa eram într-o situație foarte grea. S-a văzut în acest joc faptul că am avut un atacant care a ținut de minge, a fost altceva, chiar îl felicit pentru modul cum a jucat. Din păcate am pierdut cele 2 puncte care cântăresc greu în momentul actual. Cu o echipă valoroasă care etapa trecută a spulberat CFR Cluj. FC Vaslui a reușit să obțină un punct în partida cu gaz metan Mediaș după ce meciul s-a terminat cu scorul de 1-1.